La sediul Inspectoratului de Poliție a județului Vaslui a avut loc o ședință la care principala temă abordată a fost depunerea cererilor pentru ajutoarele de căldură oferite de Guvernul României prin hotărârea de urgență 70 din 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece. La întâlnire au fost prezenți prefectul Radu Renga, subprefectul Andrei Puică, Ion Pavel, reprezentant al finanțelor publice, Haralambie Voicu, directorul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui, Mitrița Nechita, consilier superior în cadrul Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială, și Simona Polac, președintele Casei Județene de Ajutor de Sănătate Vaslui, precum și primarii din comunele județului. Întâlnirea noastră de astăzi are trei puncte importante pe ordinea de zi, cred eu, și anume acest protocol de predare primire care s-a executat până acum. Este vorba de un protocol între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Primării. Prin el se predă programul de calcul pentru venitul net realizat din suprafețele agricole, animale și păsări. Cu alte cuvinte, despre ce este vorba? Evident, știți toată lumea,